Gata, e clară treaba. Deci ce creații s-au făcut pământ? E unul aici între noi care tace și face. Cristian, ce mă la muscă? Avem pe Cristian aici în direct, din laterale și mă. A, hai mă că e mărime regulamentară. Tu știi cum a fost ăia prăjiția seară? N-ai mai pomenit. Aici aproape mănâncă? Ei. Matei, ai ascultat mesageria vocală? Păi da, așa mi-a zis să configurăm mesageria. Spuneți un mesaj de întâmpinare. Păi și cum era să spune mesajul de întâmpinare? Ce basca mea sau ce? Sau băi, n-a avut să-și de lucru? Am spus și omenește așa. N-ai voie să spui lucruri defăimătoare. Ia uite, m-am uitat de plută, bă. Bă, unde e pluta mea, bă? N-ați văzut o plută? A, era la mata. Partea, ai văzut pluta? Pescuiesc la barajul Bascov, să știe, la vierme Pinky. Viermii la televizor. I-am primit cadou și pe ăștia. În ziua de azi m-am noroc cu frații și cu prietene. Poftim? Păi nu, frate, că, auzi, dacă apar fă filmare, ești vedetă, te știe și americanii, și pătrarul de la TVR1, să trăiască. Stai, mă, că mai e un gagiu, cum îi zice, mă, la ala de face farse? Buzdugan, mă! Mă uit într-o zi pe canal, pe cine se abonează domnul Buzdugan, auzi. La canalul tău? La canalul meu pe YouTube, da. Băi, am impresia că îi place pescuit. Beldeac, nu știu. Păi, dar nu știu ce nume are. Dar scria farse Buzdugan, că am intrat eu pe canalul lui și era el cu farsele, cu astea. Face și gen, videoclipuri. Mai că ce-a fugit ăsta cu ea la fund. Trage-l, Nea Gigi! A, uite ce eu trage la fund, lui Nea Gigi. Nea Gigi, ți-o mai trage, mă, la fund? Ia uite ce râde, mă! Ia zi, mă, Nea Gigi! O întrebare... cu răspuns. Ți-o mai trage la fund? Dar ți-o trage, zici ceva? Auzi, fetele de pe YouTube vor să știe. Ți-o mai trage la fund? Acum dă un răspuns că ești în direct. Ce faci, bă, când ți-o trage? Aolea, Gigi! Am îmbătrânit și nu ne mai trage ăștia, bă. Am îmbătrânit și nu ne mai trage ăștia la fund. Așa e vorba, românească, aoleo ce l-am scăpat. Cu multe înțelesuri și asta e tot de la extraterestri, să știe. Ia făcut șmecheria asta, să iasă filmul mișto, laborator, fantezii, pac, pac, mai trage un război, o bombă nucleară, sari în sus. Păi cum ar fi fost, mă, viața fără aventură? Cu alea, cu mitralierele pe colivă, să știi că acolo le dau dreptate. Babele cu interceptări, mitraliera în colivă, auzi și tu, e zis că la filmul cu Moldovan, cu ăla, ci că cine e aici în coșciuc? Mortul, măta, ăla avea o căruță de mitraliere. Cristi, nu ne părăsi, că presimt eu un spirit îmi spune că vrei să ne părăsești. Mai lăsați-l, doamnă, puțin, că trage peștele. Da. E în direct. Cristi, e păcamă să pierzi o zi din asta. La apus de soare când trage să tragă la muscă acum. Să mai facă și gura lui de o conservă de ceva. Îi bagă la mașina de doca pe ăștia. Deci Nea Gigi, cred că mâine băgăm la țară, bă. Că popică n-are decât 35 de lei. Cu 35 de lei putea să ne duce, dar nu mai ne întorceau. Deci cu 35 ne duceam, dar nu ne mai întorceam. Nu ți-am zis că ne-a furat aia benzina la frunzarul?
Nu este în barcă și i-a furat benzina și a zis la taxolul ăla, du-te mă la benzină. Că fură ăia, face ceva pe la mașină. Nu, 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 stai că trage plătica. Când îl sună pe ăsta, zica mă să te duc la un loc unde luă ăla un sac de plătici. Veniți înapoi, că s-a umblat la mașină și ce-a făcut mă? Ițar mă ta dracu să-ți fie două ore strig la tine. Ia uite bă ce calb în direct. Ia uite-l bă ce cal în direct, bă, dau la vierme. M-a reprofilat. Stai mă așa. Da, bă, fii atent, a albit viermile ăsta, că eu nu l-am mai schimbat. Și tot a tras. Și tot a tras la el, bă, frate. Dai seama cât de foame mare aici, așa, bă. Revenim imediat.